Cam acum 20 de ani a intrat în, în televiziune, aproximativ. Da. da. Atunci, era acum 20 de ani, în 96, la, în toamna 96. Atunci, ce simțeai tu că vrea televiziune? Și ce vrei și ce simțeai că vrei tu? Când ai intrat păi în mediul ăsta? Când -am, -am, -am. am intrat eu în televiziune ce era în mintea mea. Nici nu știu dacă merită să-mi aduc aminte. Era acum 20 de, fix 20 de ani, aveam 24 de ani. Și mintea aferentă unui tânăr de 24 de ani, rătăcit în tranziție, dacă vrei, sub o formă sau alta, după 17 ani de comunism, venit într-o lume nouă pe care nu o cunoștea, în care avea sentimentul că orice îi se cuvine și că orice e posibil, ceea ce, sigur că afli mai târziu, că nu e chiar așa, era, la vremea aia nu îmi punea niciun fel de întrebare de asta, de eficientizarea producției, nu făceam niciun calcul, nu aveam în minte doar, mi se părea că televiziunea e ceva așa extrem de fascinant, care merită încercat. După o perioadă destul de lungă în care am refuzat televiziunea pentru că am fost extrem de stresat de faptul că pot fi și văzut. Eu m-am obișnuit cu ideea că sunt ascultat, încă de când eram în liceu, când eram DJ ocazional pe la petreceri și eram un ok, obișnuit cu vocea mea să aud din alte surse decât direct din. Să te simți ai protejat cumva de faptul da, că nu, nu știu, vezi. era un, un, tip de protecție, un tip de confort, dacă vrei, pe care îl aveam, știind că nu mă văd. Nu știu de ce, că n-am nimic de ascuns. Sunt ăsta, sunt, dar. Nu știu. Frumos, urât, strâmb, drept, habar n-am. E... Așa m-a făcut, asta, sunt. Încerc să mă schimb în bine, cât e posibil, e posibil, ce nu se mai poate schimba. Ochii albastru n-am cum să-mi pun, păr blond, nici atâta. Promit că o să mi-l fac din ce în ce mai alt. Ușor, așa am se văd că am început să mergă el. Dar la vremea respectivă nu aveam sub nicio formă gândurile pe care le am astăzi în ceea ce privește televiziunea. Ba, mi-aduc aminte că eu în 91 când am, în 90 când am, m-am dus prima oară la un concurs de DJ la radio, veneam dintr-o poziție extrem de onorabilă și astăzi o consider onorabilă, dar din păcate a dispărut obiectul muncii. Vindeam ziare la stația de metro Piața Romană deasupra pe pietrele alea. Și am auzit că se dă un concurs de DJ la Unifan Radio Exista pe vremea, era singurul radio existent, privat. Și mă rog, băieții cu care vindeam acolo, unul dintre colegii mei de bancă, a bă, ce nu te duci mă să încerci la concursul ăsta, că tot te ambalai toată ziua la Și când m-am dus, mă rog, m-am dus, am luat concursul și m-au chemat ei după aia la o discuție, mi-a și acum aminte, în holul hotelului Dorobanț am avut o discuție de asta, vezi, doamne, financiară, în care ei cumva, cu jenă, încercau să-mi spună că știi, la început nu o să iei niciun ban. Asta a fost pe scurt concluzia a ceea ce vreau să-mi comunice. Și le era jenă să spună asta? Da, nu știu cum știi că acum noi suntem la început, trebuie să facem niște investiții în muzică, în echipament, nu știu ce și nu știm să spunem când o să încep să câștigi și bani. Și eu am fost extrem de surprins că nu înțelegeam rostul discuției și le-am zis, mă, dar eu n-am venit aici să, să câștig bani. Și eu zic, da? Da, și eu am venit la radio, mă. Eu am venit să fac radio, să... De plăcere cum ar veni. Să mă distrez. Adică, da, nu mi-am pus niciodată problema. A, atunci am întrebat. Adică cum? Există și posibilitatea să câștigi bani la un moment dat din meseria asta? Și asta zis, da, sigur, dar nu putem să spunem când. Da, mm. să dăm mâna, să fim bine dispuși. Când o veni ziua aia, o să vină și aia. Și mă rog, a venit, nu știu, la vreo lună sau ceva de genul ăsta, două luni și primul salariu, tot așa, au venit cu jenă, uite, știi, am avut nu știu ce probleme, nu putem. De parcă eu m-aș fi. Probabil că se interesa oamenii trei. ei. Când câștigă ăla, nu mi-am pus niciodată problema. Și mi-am aminte, primul salariu a venit și mi-a dat 3 hârtii de 100 de lei. Alea, după vremea de adică -am da. da. 300 de lei. Păi, au fost primi bani. Aș zis, uite, asta e primul salariu. Bă, mi s-a părut că l-am apucat pe Dumnezeu de picior. Am zis, cum am câștigat 300 de lei? Fiind ce? DJ la radio. Păi, scuză mă dar numai fiind DJ la radio, mi se părea că e un câștig uriaș. Bani, mai îmi trebuiau mie. Lasă-mă, tată, că nu. Da. Veneam cu autobuzul, aveam abonament, veneam frumos cu autobuzul. Singura problemă era când aveam program de stat de noapte, că autobuzele terminau la 10 jumate și noi intram în emisie la miezul nopții. Și atunci nu aveam să plecam de la 10 de acasă. Două ore, mai pierdeam timpul până radio pe acolo, mai, mă făceam servicii celui care era în emisie. Ziceți, mai trebuie, mai cumpăram ceva, chestii de astea. Și în rest de la 12 intram în emisie până la 6 dimineața, când mă întorceam era simplu, că porneau, mergeau autobuzele. Și cum ai spart primul salariu? Primul salariu l-am spart în totalitate pe taxiuri veni la emisiune. Deci am, 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 câteva zile, am zis ok, acum am permis, nu trebuie să mai plec cu trei ore înainte ca să prind ultimul autobuz și mai mergeam cu taxiul din Pajura, unde stăteam la vremea respectivă, până la fostul hotel Dorobanți. Mă rog, să a rebranduit de vreo trei ori, nu scap acum. Dar zona asta, hai să zicem. Tot unde vin ziarele. Foarte aproape. Eram la o aruncătură de băți. De asta zic că la vremea aia nici măcar nu îmi puneam probleme de câștig, sub nicio formă. Nu, nu, nici măcar nu mă gândeam la salariu. Deci ce să discutăm? Costuri de producție, bugete. A, Eu am a, dat prima oară cu de nasul de bugete pe trișor prin, cred, 98-99, ceva de genul ăsta, când am început te uiți și câștigi, unde oricum nu eram deloc implicat în zona asta și nu aveam acces la buget, nici habar nu aveam nici ce la un buget cum arată și așa mai departe. Dar s-a întâmplat că producătorul meu de atunci a plecat definitiv în America. Am acest dar, mulți dintre oamenii cu care am lucrat părăsesc definitiv țara și să ajung în posturi bune. Și deci, aviz amatorilor, cine vrea să mai să, să mai întindă, să vină să lucreze puțin cu mine, ca am mână bună. Da. Și am rămas fără producător și am avut o discuție cu Mona Segal și acum mi-aduc aminte. Și cumva i-am încurajat și mi-a zis, Bă, Andy, eu zic că ești pregătit dacă vrei să încerci și meseria asta nouă, că timp e cumva. Încheiasem ora șapte bună dimineața și aveam timp, e foarte adevărat. Și atunci, pentru prima oară în viața mea, am luat cunoștință cu noțiunea de buget, care am descoperit că înseamnă vreo trei, foi formată A4, trei coale A4, cu multe rubrici din alea și am văzut și eu cum să calcula lumină, la valieră, nu știu ce, toate astea, costuri la pe oameni, pă.